Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. În zonă, sigur, mai mulți oameni ai formației din Moldova. Nu iese pasa în prima fază lui și la Jaja. Nu părea să fie un șut periculos, complicat pentru poarta Botoșenului, dar relorile ne arată că pe Roman. Șutul lui Roman, minge respinsă de portarul Rapidului Moldova. În ultima clipă, mie mi-a lăsat impresia că putea să rețină mingea. Și aici, pe undeva, Moldovan și Rapid au șansă pentru că apare Belu Iordache. A, este o intervenție ratată a lui Claudiu Belu Iordache. Mingea rămâne la Jaja. Jaja scoate la Roman. Roman! Roman! E pe deasupra toată faza în reluare, o fază care nu anunța mare lucru. Cred că mai bine a așezat mingea. Oricum, de apreciat felul în care s-a descurcat Jaja și în fața lui Tandea. Roman apoi trimite peste poartă. Peste poartă, după ce a reușit să-și întoarcă adversarul în fața sa, portarul moldovan, reușise să-l întoarcă și pe Pănoiu. Ocazie mare pe care o ratează Botoșanul, chiar dacă nu vorbim despre un șut nici măcar pe spațiul porții. Enrico Papa, capitanul Botoșanului. Ce fault! Ian, e fault! Poziția este bună, șutul, gol! Barzu! Absolut fabulos! Imparabil! Știu că n-a fost atinsă și tearsă mingea ușor, nu că ar mai conta asta. Aproape de pe loc și de la mai bine de 20 de metri distanță față de poartă, Marzuc. Vești, în care e gata, înțeleg, probabil mai sunt de tras 2-3 linii. E aici, dacă e vorba de un... Sunt 4 jucători, Bălan! Bălan! Lui Bălan, mingea vine tare, vine de aproape. E adevărat că este acolo portarul Pap. Din acest unghi ne dăm seama cât de important a fost plasamentul portarului. Pauză aici. Jaja. Lângă el este Roman. Reușește să scoată mingea. Gol! Târcoveanu! 4 de ani. A marcat o dată în precedentul campionat. Excelent, excelent, se descurcă într-o poziție deloc simplă, Jaja cu adversar în preajma sa care intrase prin alunecare, nu numai că reușește să ridice mingea, dar îi pune balonul perfect și mai bine. Marius Croitoru vede cartonașul galben. Acum n-am ținut calculul avertizmentelor, pentru că din acest sezon se ține socoteala avertizmentelor încasate de arbitri care, de antrenori care pot fi suspendați. În afara situației în care văd desigur cartonașul. Cred că a oprit mingea Croitoru.